Dacă te-ai întrebat până acum cum să cunoști femei noi chiar la tine în oraș, ei bine, ai venit în locul potrivit, ai venit acasă. E un canal special dedicat bărbaților care le predă în fiecare zi masculinitatea, ce înseamnă să dezvolte o încredere reală, o stimă care țipă prin toți porii corpului, ce înseamnă să te debarasezi de societate, să te alături unor comunități care sunt centrate pe ceea ce tu dorești, cum să nu mai fii slab, să depinzi de cineva, să plângi acolo într-un lighean că lucrurile nu-ți merg în viață. Ok, terapia prin expunere, pentru că tu vrei să cunoști femei noi și ce trebuie să înțelegi că n-ai cum să stai închis în casă, pentru că nu o să apară femeile astea de pe sub preș din casă. Și atunci trebuie să ieși în oraș, să te expui, să te pui în problemă. Și un sfat pe care l-am pentru tine: începe ușor, înțelege că tu nu ai pe nimeni de convins absolut nimic, astfel încât tu poți face o abordare în fiecare zi, care nici măcar să nu aibă ca obiectiv faptul că tu trebuie să obții un număr sau o întâlnire instant, ci poți tu să faci mai exact, îi să te bagi în seamă legat de unde un Starbucks, legat de, dacă știi, o sală mișto prin preajmă, legat de ai idee cât e ora, cum te simți astăzi. Aș vrea să elimini obiectivul care în tine creează tensiunea asta. Totodată probabil te gândești, aș putea să stau în casă și să caut femei online pe Instagram, Tinder sau mai știu eu ce. Și atunci aș vrea să-ți aduc la cunoștință faptul că noi am lansat un curs, el se numește Texting Mastery. Ajută bărbații ca și tine să ia acțiune, să facă un profil ultra mișto pe internet, ca să aibă succes până la stele. Ghișe, a schimbat viața până în prezent a sute de bărbați și a ajutat în dating masiv. Dar nu uita la final de zi să rămânem totuși prezenți aici pe pământ, să ne amintim o chestie. Da, s-ar putea ca una din 100 în sfârșit să-ți răspundă cu profilul așa cum îl ai tu, să-ți dea o șansă, o să ajungi la date și acolo se întâmplă o altă problemă și faptul că îți lipsești inteligența emoțională și experiența pe care ai putea să o obții din faptul că tu abordezi pe stradă cum recomandăm noi bărbaților aici. Ce înseamnă asta? Nu o să înțelegi când se sperie de tine, o să tremuri poate la masă, pentru că îți lipsesc toate experiențele astea care ți-ar oferi oarecare încredere în tine și în faptul că știi ceea ce faci. De aceea noi nu prea recomandăm abordările mediul online. Dar hei bro, decizia ta. Mindset-ul contează extrem de mult. Este foarte amuzant că am venit în urmă cu ani prin București și am început să fac clipuri să le arăt oamenilor că hei, se poate aborda chiar și în București, chiar și în România, după care unii au venit pe canal, au început să lase comentarii: bro, dacă ai venit la mine în Iași, dacă vii la mine Rădăuți, în Păscăuți, în cum se mai numesc orașele din România, și ghiși ce, am arătat abordări în Iași, în Timișoara, în Lugoș, băi omule, absolut oriunde, pentru că noi am vrut să arătăm că e vorba de mindset. Tu îți vinzi o poveste aici când spui că la mine în oraș femeile fac bla bla bla. Durerea te împinge să devii amar, să ai o problemă cu femeile, să te plângi, iar dacă noi nu uităm atât la tine și să facem o analiză din punct de vedere al lucrurilor care te fac bărbat, cum te îmbraci, cum vorbești, ura pe care o ai în tine, ce faci cu furia aia, mergi la sală, nu mergi la sală, ce mănânci, bei foarte des, fumezi, miroși a crâșmă, bro, s-ar putea să descoperim că unele din punctele astea le cam lovești. Oare chiar e vina femeilor sau ai nevoie de un moment de smerenie să plângi că știu că te doare și să-ți dai seama că poți ieși din asta, că poți să faci ceva? Întrebarea este dacă vrei să faci ceva în legătură cu asta. Și amintește-ți că noi oferim coaching în așa ceva, nu degeaba venim în fiecare clip și îți spunem că fără informație și fără o persoană care să te ghideze din umbră, șansele tale sunt aproape nule, efectiv. Dă-ți seama că e vorba de mindset. Am abordat în orașe diferite, în țări diferite și am văzut tot felul de reacții și da, sunt tot felul de femei cum sunt tot felul de bărbați. Dar întotdeauna, dacă faci suficiente abordări, dacă te uiți la ce poți să îmbunătățești din abordare în abordare, o să reușești. Deci nu-ți mai vin de povești. Nu exclude nimic. Asta aș vrea să adaug în continuare acestui videoclip. Nu exclude absolut nimic. De la tipa pe care o vezi pe stradă când te plimbi, de la chelnerița care te servește, de la recepționista unui hotel în care vrei să dormi că ești obosit de la drum, de la recepționista de la sala de fitness unde te înscrii, de la colega care stă la birou sau șefa businessului unde lucrezi. Orice femeie pe pământul ăsta nu exclude absolut nimic. Tu ești o persoană în momentul ăsta, ești single, da? Te deschizi la dating. Începe să vezi femeile din acest punct de vedere. Băi, eu sunt single, sunt femei în jurul meu care, la fel ca și mine, vor să cunoască sexul opus, în ideea în care nu e căsătorită, nu e în vreo relație,
foarte probabil e single și foarte probabil ar vrea să cunoască pe cineva. Nu-ți pasă ție momentan de dureri, traume și versiunea ea despre bărbați, momentan tu trebuie să înțelegi o chestie simplă. Eu sunt bărbat, ea e femeie, sensul nostru e să unim drumurile astea între noi. Și atunci, nu exclude absolut nimic, pentru că am bărbați care zic, nu știu, mi-e frică să abordez, știi, ar trebui să o fac, nu știu, doar pe stradă, adică eu mai iau autobuzul, bro, nu exclude absolut nimic. Adică nu așa gândești un bărbat. Adică iei un autobuz din A în B, e femeia care îți place, te-ai îndrăgostit, tremur lângă bara aia, te ții de ea, că dacă nu lovești pământul, iar tu n-ai de gând să vorbești cu femeia de care clar ești atras, pentru că ce? Pentru că ești într-un autobuz și pentru că băbuța de la scaunul de mai în față poate să te audă și ce o să creadă despre tine. Adică tu trebuie să lucrezi cu lucrurile astea. Dar asta voiam să zic, nu exclude absolut nimic. Te duci să-ți cumperi ceva de la Kaufland, poate îți place tipa din spate sau tipa din față, poate îți place caserița. Când devii un bărbat determinat, când există luciditate în capul tău, când nu mai trăiești la aprobarea nimănui, când tu știi foarte bine care ți-e misiunea, bro, o să faci level up foarte rapid. O să iei acțiune cum n-ai visat în viața ta, pentru că lucrurile devin extrem de clare. Dacă lucrurile astea îți devină clare, dă drumul la zgomot. Și apropo de zgomot, ajungem la următorul punct, este timpul să te desparți de prieteni, da? De tot ceea ce presupune apropiații ăștia a tăi, care la un nivel, dacă te duci mai adânc, descoperi că nu prea ți-s prieteni decât că există niște beneficii, ți-s prieteni pentru că ai niște bani pe care scoți, îi pui pe masă, îți sunt prieteni pentru că vă întâlniți în Counter-Strike în jucat sau ce căcaturi mai faceți împreună. Dacă ți erau prieteni cu adevărat, s-ar fi uitat la tine și ar fi spus, hei, te văd puțin trist, te văd îndurerat, ce naiba se întâmplă, pot să te ajut într-un sens sau altul. Iar în momentul în care tu ai fi spus, da, mă simt singur, aș vrea să cunosc o femeie, simt că viața mea n-are cum să fie așa, mereu singuratic, mereu fără atenție feminină, iar dacă tu le-ai fi spus acest lucru, te-ar fi îmbrățișat, ar fi plâns alături de tine, ți-ar fi înțeles durerea, te-ar fi ascultat în primul rând, nu ți-ar fi dat replică, da? S-ar fi scufundat cu tine în ceea ce simți și ulterior te-ar fi ajutat să ajungi acolo unde tu-ți dorești. Dar dacă te uiți atent, prietenii tăi te iau un râs, fac caterincă, fac batjocoră pe treaba asta și tu cum poți să-i numești prieteni? Ție ți-este rușine să distribui clipul ăsta tocmai pentru ce prieten de calitate ai? Și atunci întrebarea vine, care este mai nebun? Tu, cât ții în continuare la opinia lor și îi consideri prieteni? Dacă tot ai ajuns până la final, dă-i un like acestui clip, ne ajută enorm. Vreau să înțelegi că suntem alături de tine cu fiecare videoclip. Prin urmare, abonează-te pe acest canal, pe firstsense.ro, ai produsele noastre care au schimbat viața a mii de bărbați. Nu mai lăsa ca timpul să treacă inutil. Vino și ajută-te să îți descoperi fericirea și să fii mai sănătos. Să ai o viață care merită trăită. Iar în continuare, dacă te-ai gândit vreodată cum ar trebui să te perceapă o femeie, sau care sunt niște adevăruri dureroase pe care noi ca bărbați trebuie să le descoperim repede? Sau dacă aș porni eu de la zero în dating, care ar fi primii pași? Ei bine, îți recomand clipurile astea. Ne vedem data viitoare. Am luat un coaching cu echipa Fără Sens TV și vreau să vă spun că m-am simțit în largul meu și cred că asta e tot ce contează când te simți în largul tău cu o persoană. Recomand cu foarte mare încredere. Și nu uitați, Fără Sens are sens.